Cu brațele deschise spre public, așa s-ar rezuma realizarea acestui spectacol, care ținea publicul în priză și îl trimitea acasă satisfăcut. Profesorul de franceză este una din ultimele lucrări ale lui Tudor Mușătescu și poate cea mai duioasă dintre toate. Ne bucurăm că a ajuns și ziua de astăzi, când am dus la bun sfârșit ceea ce ne-am planificat în urmă cu câteva luni. Și, în primul rând, că obiectivul principal sau central noi l-am îndeplinit, adică am adunat studenții de la două instituții diferite pe aceeași scenă, au dezvoltat un dialog prietenesc, colegial și i-am pus în slujba culturii noastre. Diploma pentru actorul serii a fost conferită Marianei Totan din Uzdin. Sunt foarte emoționată, nu știu ce să zic, nu m-am așteptat. Îmi pare foarte bine și mulțumesc tuturor și publicului și îmi pare foarte bine, am fost toți foarte fericiți. La sfârșitul spectacolului, tuturor participanților au fost oferite diplome de participare. Spectacolul a fost unul reușit. La ediția din acest an se vor prezenta în concurs 7 spectacole, iar zilele de teatru vor derula în perioada 22 aprilie-7 mai.